Și mă ieși cu vagoanele astea. Ma, recordează sau ce faci? Tot sunt aici, acadate. Uite, avea. Cu astea se merge acum toprița. Uite, vezi, aia spălătoria. Deci încă se mai spală. Cum e bine la ajuns deja filmezi? Hai, pe aici. Dacă eu făceam și eu filmulețul astea, vagoanele. Deși eu nu am motor, avea, dar nu mai țin minte cum se numește. Bom, adeptament? Greșesc, poate. Ai sosit. Bravo, oprește-l, tati. Tati, să se vadă și întoarce. Uite ce frumusețe. Wow. Uite încă una faină. Schimbă linele și nu-i voie. Da. Și până acolo să-ți vede la cuă. Bun, nu mai. Mulțumim frumos. Mama, nu spui că vei decolor tot vagonul. Ce vechi. Ha, ha, ha. Să ce pe ve? 50 de kilometri prindeau astea. Uite, tati avea care ziceam că îmi plac foarte mult diesel. Astea sunt cele mai puternice, GM-urile. Să stăm de vreo continuare pe frate. Până acolo și până întoarcem. Mamă, ce geamă faine. Automotor. Săracul cu graffiti. Din păcate. Oh, oh, uite depou. Ce fain, fii atent, toate locomotive. Da, până aici. Asta e foarte veche. Uite, aia ruginită e 060 de ea, aia GM, și restul numai de auri și GM-uri. Cea, nu știu ce e, că e mai mult DB, nu știu, de aia, RDH. Săgeata, cred că e. Deci, pe ama mai merge. E automotor, fain. Na. Așa ceva să călătorești, e fain. Da, și un RDH văd și acolo. Ce scrie? 3500 de kilograme lungime de braț. Ridicare călug mare. Deci era care ridica... Mamă.
Își ia ce mică-i. Ce tave și astea, gemeuve. Mamă, ce veche e. Macava. Magon Macava. Bine, se crede că sunt salvate, ce fain. Uite mă, și unul de cărătoși. Văd, de acolo. Ce vechi. Asta trebuie să aibă vreo 100 de ani. Uite mă, conul de pin. Wow, asta nu știu pentru ce a fost folosit de fapt. Ce interesant. Era de călător, după cum văd. Avea și geamuri. Uite, locomotiva FDH diesel hidraulică și un 060DA. Mama, asta e foarte mare. Wow! Zici că e big boy-ul. E uriaș. E ăla uriaș. N-am avut o locomotivă. Asta e făcută la noi, România. Cred că. Astea au o tonă mare. Deci e de hașul. Bă, da, mă. Pe ce gătăm de fima? Da, se aude pe acolo în tren. CFV de depo Sibiu. Nu, aveau viteză totuși. Uite, asta e cea mai veche, diesel. De au. Asta, uite, se face manevră, după cum văd. Plecat în manevră aia. Ăla de acolo pleacă, da. La vechi. De-aia au spus că n-avem voie pe acolo. Foarte faină și asta. Facem și o poză. Da. Feriți-vă de rețeaua de... Vine. Domnul mecanic, vă rog să-mi explicați și mie ce mecanism are ăsta. Ce? Cu cine? E un motan negru, un gri cu alb, dacă l-ai văzut vreodată. Uite-te. Spuneți-mi, domnul mecanic, cum se utilizează această locomotivă? Ioi, cum e pe nas. Nu-mi spuneți. Are și pui. Ruben, dar e... Are pui. Da. Ioi, ce frumos. Dacă vrei mai în spate, uite, uite altul. Și ce era da, interesant, dacă le puteai și vedea din cabinele. Nu uite, ești micuț, așa-i? Mami, uite, cea mai veche locomotivă diesel. DA-ul. Rățelegești DA. Ce fain ai. Și acolo e un DA, nu? Asta e chiar. Asta e hidraulica. Viteză maximă 100 km pe oră. Ce fain. Aveau, astea au viteză. Și din ce an sunt fabricate, frate? Astea au fost făcute de Ceaușescu, sunt sigur. Te și acolo unde am, foarte frumos. Și tot jungul mă sare, deci mă zic pe sferele. Foarte fain. Și încă sunt stare bună, boghiul, vezi și o sigur. Ce și tare. Nu știu. Deci chiar la maximă 80 de km pe oră măreau ăștia arbe. Dai seama. Și asta a fost folosite pe vremuri, pe diverse linii. De pur Sibiu. Au fost, uite, acolo se vede cât de cât poți vedea. Vrata aia care mergea. Maneta. Maneta care pornea locomotiv. Uite ce pisicuțe faine. Hai, ce pisic. Tu, mamica, tu. Ai spus, eu ce te-ai frumos. Da, că de ani, zici. Mă uitam că ăsta necauciucat. Uai, frumos ești. Tata, se cam mama, dar dacă ai păi arătat, eu chiar... Iată ce bine s-o postat și acum boghiul pe astea. Nu-mi este seria. Foarte da, frumos. Să mergem și la muzeu. Sper să nu ceră buletinul, că avem oarea, dar dacă ne cere buletinul. Da. Mamă, drag... Guțe pe debede. Ruben, tu ce și punează un pic? Că aia mama am pisice. Ajută-l să se zără pe. Așa.
Sunt matace. Că, uite cum se uite, cam ce. Nu prea îmi place. Te mătezesc cu pisica asta în cap. Uite ce fain, câte manete aveau, mă. Pisi, faina, mă, și uite ce. Uite mai vechi. Acum vă călă pus. De anul de nenea să nu trecem pe acolo, că se învârte. Se maneve. Da, se învârte aia zi. Mă, dar știi ce fain e, mă, dacă vede, că te simți și cabină. Da, așa, de ce interesant. La, nu știu, că nu se poate lasă. Păcat, da. Astea diză, că nu poți vedea. Măi, măi. Nu, să nu uite pe acolo, are scară. Asta e închisă ușa, cum nu vezi? Foarte interesant, uite câte scări au. Care ușă închisă, că se vede că e. Care era cu abur, zicea mama. Nu asta. Pe asta? Care ușă? Nu știu. Acolo e pentru motor, uite, vezi, motorul. Ai nici pe care vreau să închide. Uite, deschisă ușa la vagonul de călător, pe cum văd. Depo Bacău. Aha. Foarte fain. Mamă, fii atent ce vechi e asta. Asta e chiar vit. Ce fain să învârte. Tu fii atent de pe spatele, să parcheze în locul ăla, după pune dintre acea. Să fim pe fază atunci. Da, după asta trebuie să pune. Mamă, da, uite-te ce ruginită-i, Doamne, de aul ăsta. Na, asta e chiar din 60, hai cred, 80. O, din ce ani? Să fim atent să nu ne ducem. Că vezi că vine cu noi, dacă noi nu respectăm sau ceva, am de nicio problemă. E prea, deci, aia e foarte virginită. Asta e hidraulică, pe cuvent, nu pe cuvent, nu știu pe ce e. E hidraulică diesel asta. Bacău, uite. Dacă se vede de soare, ce mai bine. 90, asta e mai tare. Nu, no, nu puteam manetele, cum erau cu da, ăsta-i. O dus pe, o dus o săgeata. Nu știu pe cove palatul. Nu știu. Săgeata basa, ce domn a fost de ea. O repalatul? Uite-o. Uite-o pe acolo. O să repalatul pe mamă. Ia atentă, mami, ce mai vechi vagon din lume. E, mai e una cu abă veche, uite. Mai mult. Deci de la mașină. Acolo mai bine. Nu mai am o poate ca aia la aia. Acolo era buletinul. Buletinul.
Mamă. Uite ce fain e asta. Asta e 150. Seria. Da. Uite altele. Vezi că mai sunt înuși. Wow, coaburi. Fii atent, mamă, n-ai cabina deschisă, ce frumos. Asta e bogată, aici. Mamă, ce fain e. Dea-o. Da, nu. E așa numai de... Ce frumos. Wow. Sus, nu știu ce e pentru avisive. Uite, vezi maneta aia care îi dă drum, care conduce. Și partea rotundă care... Foarte fain. Putem cândea. N-a coaburi. Un FDH. Bio, astea-s boghiuri. O să iei și boghiuri de vizeră. Fain. Da, așa era mai de mult vechea emblema CFR, era SNTPC CFR. Acum s-a schimbat în CFR numai. Dacă trece ceva. Asta la locomotiva asta, nu vă supărați, am vrut să vă întreb ceva. Nu știu. Ce fain e aici. Superb. Wow, ce frumos. Te sepa poze, măi, ce fain. În sfârșit am și ocazia să văd o cabină. Ce fain e aici. Uite acolo e sala unde trebuia să fie motoarele. Aici e postul. Dacă tragi pe geaua, în dreapta ta, după ușă, acolo vezi coridorul. Da, da, e cam greu. Așa numai. Nu, aici nu e coridor. Aici e sala de motoare. Unde e ușa. Ușa. Și e cam șubre de aici. Ușa acolo e, nu? Da, mă, că mi-e cam frică. Așa cum. Vezi acum? Da, așa, să pun telefonul, așa. Da, aici trebuie să fie motoarele. E dezmembrat. Nu, no, e bun, înseamnă că ăsta ajunge la fie vechi, sau cine nu, știe. Nu, că rămâne la... Wow, fii atent, ce interesant. De aici e frâna și de aici ai dai drumul ca să pornească așa, era pe atunci și se luminau toate astea și acolo e presiunea unde ți-a arătat. Viteza și tot. Foarte frumos, nasă. Hai că să ies de aici, că m-am băgat eu. Hai că pun pe pauză.